părintele Daniel Onofrei s-a implicat în modul cel mai serios și eu cred că a ieșit foarte bine. Au fost niște invitați care își merită toată recunoștința noastră. Au fost diverse coruri, atât folclorice cât și protopsaltice, dar probabil cea mai încântătoare prezență care ne-a bucurat a fost Maria Coman. Am făcut filmări, am făcut poze. În limita timpului să vedem, poate mâine, poate zilele următoare voi urca un clip așa retrospectiv cum a arătat un pic Marșul pentru Viață. Dar dincolo de aceste aspecte, vreau să fac acest live pentru a vorbi de niște lucruri practice la care m-am gândit și care cred că ar trebui să fie luate în considerare de oricine, să zicem, unul la mână este interesat de această temă, care cred că este de urgență națională, de securitate națională, dacă e să o luăm așa, și doi la mână, și nu în ultimul rând, de cei care au o oarecare putere de decizie. Este doar o temă de reflexie în ceea ce privește avortul. În primul și în primul rând, nu aș merge pe o inițiativă sau pe un proiect de lege care să susțină fățiș și vehement interzicerea avortului prin lege dată de statul român. Indiferent că este vorba de ordonanță de urgență, de un ordin al președintelui, nu știu, președintele nu poate să facă legi, dar zic așa că poate i-ar veni vreun pitic într-o bună zi și ei s-ar trezi să spună de mâine avortul este ilegal. Și cu atât mai mult, un proiect de lege care să ajungă în Parlament. Și am să vă spun de ce. Nu pentru că nu cred că ar trece o astfel de lege, pentru că chiar nu cred că ar trece o astfel de lege, dar din punct de vedere duhovnicesc, nu poți să interzici păcatul cuiva. Nu poți să, cum să spun eu, să spui, ok, de mâine alcoolismul este interzis, fumatul este interzis, înjuratul este interzis și atâtea și atâtea alte păcate, lucruri necuvincioase, lipsite de bun simț și așa mai departe. Efectiv, nu poți să faci chestia asta. Deci, să vii ca stat cu proiect de lege în care să spui de mâine avortul este interzis, cine face avort pușcărie sau amendă foarte mare și cazier și mai departe, asta nu este un lucru bun din rațiuni duhovnicești, pentru că nu oprești omul de la păcat cu forța. Da? Deci creștinului nu este dator să oprească pe cineva de la păcat cu forța. Da? Bun. Și atunci, în virtutea acestui raționament, iată ce aș face eu dacă aș fi în locul celor care se numesc statul român. Păi, în primul rând, m-aș asigura că aceeași libertate pe care o au femeile, respectiv bărbații care pun femeile să facă avort, o au și medicii care trebuie să ajungă în postura de a fi viitori asasini. Da? Și aș oferi 100% aceeași libertate. Pentru că sunt zvonuri că se dorește într-o anumită zonă a politicului românesc forțarea medicilor din mediul de stat să facă aceste avorturi. Asta dă semnal, așa să zic, din zona mass mediei de stânga, cum ar fi... Mă iertați, mi-a sunat telefonul, îmi cer iertare. Deci, datorită faptului că mass media de stânga, cum ar fi G4 Media sau Actual 24 sau ProTV, care zilele trecute au sunat la peste 1000 de clinici, pretinzând că sunt un cuplu care doresc să obțină așa zisă întrerupere de sarcină, au făcut ei sondajul ăsta și au aflat că peste 1000 de clinici au refuzat chestia asta. Ceea ce este un lucru îmbucurător. Da. Deci, am tot sunat telefonul, sper să nu mă mai deranjez de a treia oară cu timpul live-ului. Deci, aceeași libertate pe care o are femeia și bărbatul de a-și ucide pruncul, trebuie să o aibă și medicul de a refuza acel lucru. Da? În virtutea libertății de conștiință, în virtutea unei libertăți de alegere până la urmă. Bun. Ăsta ar fi, deci, pasul 2. Pasul 3 ar fi ca în spitalele de stat să se țină cont
de faptul că ele funcționează din banii tuturor românilor care cotizează la buget și deci implicit la bugetul de sănătate. Ori asta înseamnă, și probabil se întâmplă în multe situații de genul, că cei care vor să-și avorteze pruncul, unul dacă nu și mai mulți, adică să o facă în mod repetat, ceea ce știm că s-a întâmplat și se întâmplă în continuare, să fie făcuți conștienți de faptul că nu pot să aibă pretenția ca acea faptă de crimă împotriva pruncului să se întâmple pe banii altora care nici măcar nu știu că ei cotizează indirect un sistem care este o semi-măcelărie de oameni. Da? Asta înseamnă că încet, încet tu trebuie să redirecționezi persoanele în cauză spre mediul privat, spre clinicile private. Acolo unde o clinică privată, în funcție de criteriile de bioetică la care aderă, dacă aderă la o bioetică creștină, acea clinică privată va avea o anumită linie de direcție, dar dacă aderă la o bioetică seculară, la o bioetică laică, atunci va avea o altă linie de direcție. Exemplu, un medic creștin, probabil 99, dacă nu chiar 100%, nu va face o așa zisă operație de schimbare de sex, pentru că contravine cu principiile bioeticii creștine. Dar un medic laic, un medic laic, un medic secularist, un medic ateu, o va face. Și o va face pentru profit, pentru că este foarte scumpă, 10.000 de euro. 70-80.000 de euro era cu vreo 4-5-6 ani o operație de schimbare de sex și culmea, plătită tot din bani de la stat, adică din banii tuturor care cotizează. Asta o informație așa particulară pe care vă dau. Am mai spus-o și o spun în continuare pentru cine are urechi să audă. Deci, și asta, discuția asta se poate lua în considerare și pentru o operație de schimbare de sex. N-am nimic împotrivă dacă vrei să te castrezi. Poți să te identifici ce vrei tu. Mie egal, atâta timp cât nu mă forțezi pe mine să te văd așa. Așa. Și atâta timp cât tu nu faci operația de castrare prin banii mei și ai altor contribuabili. O faci pe banii tăi. Te împrumuți la bancă, nu știu, nu mă interesează. Ești liber să te torturezi, să te cioprățești, să-ți faci ce vrei, cum te duce pe tine mintea. Revenind acum la chestiunea avorturilor, eu cred că este imperativ ca chestiunea avortului să fie mutată în mediul privat. Și, iată ultima parte, dacă eu aș fi în locul statului român, ce aș face? Datorită faptului că soția mea și cu mine a trebuit să plătim 10.000 de lei plus alte cheltuieli de controle și analize medicale pentru a aduce pe lume un prunc, mi se pare normal că dacă vrei să elimini aducerea în lumea unui prunc, să plătești o sumă cel puțin egală. Mi se pare normal ca dacă o naștere te costă 10.000 de lei, o moarte a unui prunc să te coste tot atât. Acum, statul nu are voie să intervină în a face prețul unei clinici private, pentru că asta e dictatură și cu asta nu suntem de acord. Da? O clinică privată își face ce preț dorește pe operațiile pe care le face. Dar ce pot eu să fac ca stat? Este să pun o taxă pe acea operație și să fac o lege în care să spun operațiile de avort în mediul privat nu costă 300 de lei. Costă 30.000 de lei. Și cum fac asta? Foarte simplu, punând o taxă de 90%. Adică, dacă o clinică privată va cere 1.000 de lei pentru o operație de avort și taxa este de 90%, asta înseamnă că 900 de lei vor merge la stat și doar 100 de lei vor rămâne la clinică. Ceea ce va duce la două situații aleatorii. Ori acea clinică va ajunge la concluzia că nu merită pentru că nu iese banul și nu va mai face operația din start, ori ceea ce mă aștept eu să se întâmple este să mărească prețul operației. Și atunci nu va mai face de 1.000 de lei, va face de 10.000 de lei sau mai mult. Da? Și atunci tu ca stat poți să vii și să spui, ok, dacă ai depășit prețul cu tare, da, îți scad procentul de taxare. Dacă îmi pui un preț între, să zicem, 1.000 și 2.000 de lei, ai 90%. Dacă îmi pui un preț pe avort între 2.000 și 5.000, ai 80% taxare. Dacă mi-l pui între 10.000 și 15.000, ai 20% taxare. Și atunci ce se va întâmpla? Se va întâmpla că nu vor mai fi mulți oameni care să-și permită să-și omoare pruncii, pentru că nu va mai fi rentabil financiar.
Dar asta aș face doar după ce am epuizat toate celelalte metode, adică discuția cu preot, discuția cu psiholog, și trebuie să fie un psiholog care să aibă simț de răspundere, discuția cu medic. Am făcut un scurt interviu pe care o să-l pun în zilele următoare pe canal cu un medic, neontolog, cred că se numește, da? Care, dacă am înțeles eu bine, genul ăsta de doctor se ocupă de evoluția fătului în primele zile după naștere. Și care a spus niște lucruri zguduitoare, o să le auziți, pentru că am vorbit cu dânsa numai din punct de vedere științific și medical. N-am făcut niciun apel la religie și nici acum nu fac apel la religie, dacă observați. Da, nu fac apel la religie pentru că mulți oameni sunt atei și nu e normal să le bag eu religia pe gât. Cum și viceversa este valabilă. Cum și viceversa este valabilă. Da, țara asta este încă creștină, cel puțin prin tradiție, sper eu. Și atunci am tot dreptul să păstrez acea tradiție. Dacă nu accepți și dacă nu ești tolerant față de mine, atunci știu că trebuie să schimb foaia cu tine cu 180 de grade. Dar atâta timp cât vorbim de liberalism, libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea mea. E destul de simplu și pentru orice persoană care se identifică ca liberal, n-ar trebui să fie prea mult de gândit. Deci, sunt niște reguli pe care eu, ca stat, le-aș pune în funcțiune. Unul la mână, libertatea totală pentru medici de a refuza avortul, scurt pe doi. Astfel, vei tăia automat posibilitatea ca tu să faci acel avort pe banii altora într-un spital de stat. Încet, încet vei muta industria asta criminală de avorturi spre mediul privat. Mediul privat va fi confruntat cu un sistem de taxare diferențiat în funcție de prețul pe care îl percepe pentru acel avort. Și uite cum poți să rezolvi fără să interzici avortul. Fără să interzici avortul. Poți foarte elegant și cu un sistem social prin biserică și prin ONG-urile de tip Provita, da? Poți foarte ușor să îi faci pe oameni, femei și bărbați, să înțeleagă, dacă nu înțeleg după experiența altora, care și slavă Domnului că sunt atâtea femei care au făcut avort și care astăzi își blastămă zilele și nu se pot ierta și poate unele dintre ele au făcut copii și tot nu se pot ierta pentru un prunc avortat. A fost o astfel de mărturie azi la Marș pentru Viață, să o ascultați când am să o urc pe YouTube, o doamnă care are 4 sau 5 copii, dintre care cel mai mic are 14 ani, și putea să aibă cu unul mai mult, doar că l-a avortat. Pur și simplu, nici dânsa nu știa exact să explice, era ceva de genul, domne, am simțit așa că sunt într-o postură proastă cu banii, că soțul era bolnav, nu mai putea să mai muncească, nu mai aducea aceeași sumă de bani în casă și am zis, nu ne permitem copilul ăsta. Și după aia, la câteva zile după aia, a început să o mustre conștiința, pentru că este primul care se întâmplă cu absolut toate. Dacă vă întâlniți cu vreo femeie care să spună că ea a avortat cel puțin un prunc și nu are mustări de conștiință, femeia aia ori minte, ori e nebună. Ori minte, ori e nebună. Și asta o spune și știința. Sunt studii psihologice care arată clar ce se întâmplă cu creierul unei femei care face chestia asta. Sub o presiune sau alta. Poate să fie o presiune financiară, o presiune din partea familiei, o presiune din partea tatălui copilului sau chiar mai mulți factori la oaltă. Sunt foarte puține femei și în general nu la noi în România. Sunt prin Occident unde nebunia e la un alt nivel în privința asta. Dar în general în România avorturile se întâmplă fie la presiunea familiei sau a prietenului, fie din presiuni financiare, fie este un cumul de factori. Dar eu vă spun foarte clar că nici sărăcia, oricât de lucii ar fi ea, nici, nu mai spun asta cu cariera, deja mi se pare penibil să mai am o dezbatere, eu avortez că vreau carieră și nu am timp să mă ocup de copil. Deja dacă i-ai venit cu argumentul ăsta, din punctul meu de vedere ca femeie, te-ai desfințat din start. Nici măcar presiunea de a fi amenințată cu părăsirea de către iubit, eu te părăsesc dacă nu omor copilul, că eu nu vă vreau copil, acum nu sunt pregătit. Și cu atât mai mult nici presiunea din partea părinților, fie că e tatăl, fie că e mama, fie că sunt amândoi, nu ar trebui să fie o povară atât de mare încât mama să facă acest lucru, din care nu mai există cale de întoarcere și nu mai există cale de reparare și nimic nu se va compara din toate aceste presiuni pe care le-am enumerat cu presiunile care vor fi după aceea în mintea și în sufletul ei. Și acolo nici banii, nici familia, nici nimeni nu va putea să mai repare. Va rămâne cu sechele pentru tot restul vieții.
dacă este să vorbim pe realități. Dacă este să vorbim pe fantezii și pe propagandă, sigur că putem să vorbim pe fantezii și pe propagandă, dar fanteziile sunt doar fantezii și propaganda doar propagandă. Eu aici vorbesc de fapte reale, vorbesc de realități palpabile. Dacă ProTV, care se interesează de care medic face avort și nu face avort, s-ar interesa de să ia 100 de mame aleatoriu din țară care au făcut avort și acum aș blastă-mă zilele, eu cred că și cei din ProTV, respectiv acei, așa zici, jurnaliști, care cred că ăsta e un mod de a face presă și de a face jurnalism, de a informa corect opinia publică cu astfel de manipulări abjecte, nu mai spun ticăloase, adică faptul că trebuie să ai o dezbatere în România dacă o ți omor sau nu ți omor pruncul, ca națiune, nu-i vadă orice națiune care ajunge să pună pe masa de dezbatere, hai să, ce vorbim acum, vorbim, ok, omorând sau nu omorând copiii. Deja din start națiunea e sortită pieirii. Poți să faci drumuri și poduri, poți să pui panouri fotovoltaice pe casă, poți să pui mori eoliene, poți să faci mașini zburătoare, nu mai are, poți să faci păduri pe acoperișul blocului, nu mai are nicio importanță. Nu mai are nicio importanță. Noi nu trăim pentru pietre, noi nu trăim pentru parcuri, noi nu trăim pentru panouri fotovoltaice, noi trăim pentru a ne vedea reflectați, da, în copiii noștri. Pentru a ne duce mai departe prin ei. Ăsta este unul din scopurile primordiale ale vieții. Nu să-mi fac panouri fotovoltaice pe casă. Nu de aia mă nasc ca om. Nu mă nasc ca om ca să-mi cumpăr o mașină care e hibrid și merge electric. Mă nasc ca om ca să trăiesc, să mă mântuiesc și să duc mai departe linia mea. Ori asta nu o duc prin obiecte neînsuflețite. O duc prin oameni. Și primii care am contact sunt evident copiii. Da. Deci faptul că o națiune ajunge să aibă dezbatere dacă avortăm sau nu avortăm, este orice argument aduce, repet, nu trebuie să fie interzis avortul, n-ar fi trebuit din start să fie nici legalizat, ar fi trebuit să fie pasivitatea statului întotdeauna, în orice, pur și simplu asta era o chestiune a bisericii, da? Tot ce ține de căsătorie și de familie era o chestiune a bisericii până când s-a întâmplat Revoluția franceză, iluminismul, apoi a venit socialismul, marxismul, feminismul și toate ismurile astea nenorocite și iată am ajuns acum să discutăm dacă mai băgăm un copil la măcelărie sau nu-l mai băgăm. Asta este situația. Dar din punctul ăsta în care suntem, zic eu că încă mai sunt niște lucruri pe care le putem face pentru a ne salva și ele sunt chiar de factură economică în mare parte. Da? Atât am vrut să vă spun. Zilele următoare, să vedem cum o să am timp, o să urmașul pentru viață. Nu uitați că puteți dori de la viață este să nu trăiți într-o casă cu sau fără panouri fotovoltaice pe acoperiș care să fie goală. E de preferat să avem o casă mai sărăcăcioasă, e de preferat să mâncăm mai sărăcăcios, nu neapărat mai puțin, că dacă îmi fac o oală de fasole mă satur foarte bine și n-am o problemă să mănânc și niște slană, niște pită și cu ceapă, sunt foarte ok. Dacă am bani să mănânc și crede manciurile, le mănânc, dar nimic din aceste plăceri nu vor suplini bucuria de a avea copii în casa în care stai. Altfel discuția nu are rost. Și orice argument de natură financiară, n-am bani să cresc copiii, este o tâmpenie. Dacă o familie în Africa care trăiește din bruieni, din deșertul Sahara, poate să aibă 10 copii și noi cu pământul săroditor nu putem să avem nici măcar 3, înseamnă că ne-am pierdut pe vecie, busola ca și neam. Doamne ajută!